Dimineața pe răcoare. Deci noi tare sare mare. Dar circulația e îngrozitoare. Stă în ambuteiaj chiar și poliția patrulare. Bulevardul Renașterii Naționale. Moldovenii au renăscut fără să facă mare efort. Și primii bani și-au luat mașină. După ce împrumută de la cumătru sau de la Nănașa, bani de benzină, dar nu ți-ar merge cu transport public. Că nu-s proști. Ei sunt hâtre să steie în trafic să zacă. Jumătate de zi spre lucru, spre școală, altă jumătate de zi înapoi spre casă. Și îi consideră că trăiesc. Suverani. Azi e ziua suveranității. Nu mai zic de biciclete. Tare puțini, puține sunt acei și acele care să meargă ca brega cu culisapietul. Deci tu, nu e infrastructură. Periculos. Așa este. Dar e sănătos și ești liber. Și liberă în trafic. Treci ca cățetul prin pâine în ambuteiaj. La nevoie urci pe trotuar dacă e liber. Mai greu cu schimbatul benzelor, că șoferii nu prea au grijă asta. Da, cu destulă precauție și insistență se poate și asta. Unii pe banda a doua vor să intre în cotitură. Te asiguri și treci. Și polițiștii stau la trecerea de pietoni. Asta numesc ei fluidizare de trafic. Am văzut pe Zdarova Natasha, de la Alimentara Găinușa. Are vreun contract de reclamă, cred. Sau așteaptă vreo puicuță. Perversul. Zdarova Natasha.